La începutul acestei săptămâni, în Gorj a ajuns o parte a corpului de control din Ministerul Administrației și Internelor pentru a verifica toate hotărârile emise de Comisia Județeană a Fondului Funciar în perioada 2006-2010. Astăzi, corpul de control a părăsit Prefectura Gorj, însă verificarea nu s-a încheiat. Comisia a ridicat o serie de documente și procese verbale încheiate de angajații prefecturii. În momentul de față nu avem un raport al corpului de control, au ridicat ceva documente și așteptăm un raport al corpului de control în perioada imediat următoare. Pe ce a venit, pe ce au venit în control? Pe fond funciar, pe probleme legate de fond funciar. Și știți ce documente s-au ridicat? Nu, procese verbale, deci documente care sunt emise de către Comisia Județeană de fond funciar. Prefectul de Gorj, Liviu Andrei, susține că nu știe cum a decurs controlul și nici ce acte s-au ridicat, deși se vehiculau zvonuri conform cărora corpul de control a venit la Gorj în urma unei reclamații care îl viza. Andrei ar fi intenționat să dea la schimb câteva sute de hectare de pădure seculară în zona Tismana. Noi am fost plecat astăzi, dar luați legătura cu prefectul. Cred că au terminat, au și plecat. Dar cred că au terminat. Deci au terminat. Nu știu care o fi raportul final, dar au terminat. Ce nereguli au fost descoperite de corpul de control al MEAI se va afla odată cu publicarea raportului de control.